Pedeapsă blândă pentru un preot din Argeș și acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare după ce în urmă cu 2 ani a lovit intenționat cu mașina un pieton cu care avusese o altercație. Judecat pentru tentativă de omor după ce a dat cu mașina cu bună știință peste un pieton cu care se certase în octombrie 2019, preotul din Argeș a primit doi ani de închisoare cu suspendare pentru tentativă de omor. Judecătorii au mai decis că preotul trebuie să-i achite victimei daune morale în cuantum de 20.000 de lei și să facă 90 de zile de muncă în folosul comunității. Totul a plecat de la un scandal în trafic între pieton și preot. Pe data de 1 octombrie 2019, preotul Toroabă, care venea de la sluj, nu i-a acordat prioritate unui pieton. A urmat apoi o ceartă, iar preotul s-a urcat la volan și l-a izbit pe pieton. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Victima a avut nevoie atunci de îngrijiri medicale, dar acum magistrații au decis că nu e cazul ca preotul să stea după gratii.